masă, pe la ora 3-4, îmi sună primarul și îmi zice: doamna Valentina, trebuie să vă întoarceți în țară. Dar eu zic: dar ce s-a întâmplat? Soțul dumneavoastră este închis. Când ați auzit prima dată pentru ce este arestat soțul dumneavoastră, a fost un șoc faptul că este arestat sau a fost șocul pentru ce este învinuit sau bănuit? Asta a fost și una și a doilea. Adevărul este că soțul dumneavoastră a fost acuzat pentru că ar fi violat propriul copil. Da. Câți polițiști au venit? Doi. Eu am întrebat care-i cauza, din ce cauză v-ați apropiat. Avem un caz de violență în familie, copilul e maltratat de tată. Eu am rămas șocat, pentru că eu știam ce fel de copil este și tata, ce fel de persoană. Credeți că polițiștii l-au presat pe copil să facă aceste declarații? Eu sunt sigur, doamnă. Este inadmisibil, din punct de vedere a normelor procedurale existente, ceea ce au făcut acești polițiști. Îl cunoașteți pe polițistul Victor Scafaru? Da. L-a luat în mașină și i-a spus că ea ca să vii la tine o persoană și tu să spui că ea ca tata tot un violat, tu ai camera ta? Și el zice: da, eu am camera mea. Apoi tu să spui că tu te duci la tine în cameră și dormi, dar tata te cheamă la dânsul în cameră și te dezbracă de chiloței și voi vă ocupați cu așa ceva. Și i-a dat pentru asta 100 de lei ca el să nu spui la nimeni nimic. În această seară vorbim despre cazul unui bărbat condamnat la 10 ani de închisoare pentru că și-ar fi abuzat sexual propriul fiu. Soția bărbatului și mama copilului însă este convinsă că dosarul ar fi fost fabricat de o rudă de-a lor, în semn de răzbunare. Drept temei pentru acuzare au servit răspunsurile copilului într-o discuție cu polițiștii, desfășurarea căreia trezește multe semne de întrebare. Mai târziu însă, fiind audiat în condiții speciale, așa cum dictează legea, copilul brusc și-a schimbat declarațiile. Iată ce ne-a spus despre asta procurorul. Copilul deci a fost audiat a doua zi după ce a venit mama. Și asta și s-a simțit, fiindcă imediat cum a venit mama peste hotare din Italia, copilul a luat o altă poziție. Categoric refuzând să spună chiar și că era abuzat fizic, nu doar sexual. Doamna Valentina, aici vreau să vă întreb, ce a declarat totuși fiul dumneavoastră în timpul acelor audieri? Deja audieri conform procedurii legale, din câte am înțeles. Noi au fost ședințe la Hâncești și a venit un psiholog la Chișinău și a fost psihologul la Hâncești. Ce zicea băiatul dumneavoastră privind violul? El a spus că tata lui nu i-a făcut ceea ce a spus el. Fiul Valentinei Șurubura și al bărbatului acuzat că l-ar fi violat se află astăzi aici, în camera secretă, împreună cu psihologul Aurelia Bălan. Mama copilului și-a dat acordul pentru realizarea unei expertize psihologice suplimentare, iar în foarte scurt timp vom afla când anume copilul a spus adevărul. Dar acum, doamna Valentina, vreau să vă întreb, știm că după ce și-a schimbat declarațiile, fiul dumneavoastră a fost supus unei expertize psihiatrico-legale. Vă rog frumos să ne spuneți la ce concluzie au ajuns specialiștii. Eu, înainte să mă duc, m-am întors înapoi la lucru și înainte de m-am întors la lucru, am intrat la școală la doamna Ala și i-am zis: copilul meu trebuie să fie dus la să fac o expertiză. Dar dumneavoastră vă rog să mă anunțați și în afară, și el ca să fie dus în prezența procurorului, să nu fie traumat copilul, și așa e traumat destul. Și atât. Iată la ce concluzie au ajuns experții. Minorul poate da o apreciere adecvată situației analizate, însă luând în considerație particularitățile de vârstă și specificul situației din cadrul familiei, minorul este predispus spre denaturarea celor percepute. Declarațiile numitului poartă un caracter dubios. Reieșind din situația intrafamilială, minorul manifestă tendința spre afiliere și atașament, acestea favorizând atât sugestibilitatea mărită, cât și nesinceritatea acestuia. Minorul manifestă o flexibilitate decizională, care este determinată de influențele parvenite din afară,
precum și de statutul dependenței de maturi al minorului. Se rezolte reieșind din concluziile expertizei psihiatrice, este un singur lucru. Declarațiile care le-a efectuat prima dată, să le spunem așa, declarații, când într-adevăr ele nici nu sunt declarații din punct de vedere a codului de procedură penală, realizate corect, legal, sunt dubioase și sunt interpretate în cazul dat, inclusiv și exact doar în favoarea inculpatului. Adică în favoarea tatălui acestuia. Deoarece ele pun la îndoială însuși sinceritatea copilului în declarațiile pe care le-a făcut față de colaboratori de poliție. Adică în sensul răspunsurilor da, nu, să vorbim real. Și astfel, dacă reieșim din această circunstanță, urmează a fi puse la bază deja doar declarațiile care au fost efectuate deja în prezența psihologului. Poate fi, înțelegeți care e situația. Codul de procedură penală indică în mod concret că toate probele, în cazul dacă sunt dubioase, și toate dubile sunt interpretate doar în favoarea inculpatului. Iar ieșind din circunstanțele cum s-a descris în cazul dat, apărarea poate pune sub întrebare declarațiile inițiale pe care s-a ținut tot dosarul penal. Asta e. Haideți să vă explic eu că am fost judecător. Așa. Această expertiză nu ajută cu nimic practic completul de judecat. Nu este un ajutor. Eu vă spun că am fost judecător cu experiență destul. Pentru că este prea... Este foarte complicat și dacă este efectuată de către un singur expert, s-ar impune o expertiză în comisie. Fără cuvinte, se pare că generaliste pe alocuri. Doi experți au făcut. Pe alocuri, dar cu certitudine ele nu sunt de ajutor sau mai exact de un suficient ajutor pentru judecător pentru a-și crea o concluzie fără echivocuri. Mulțumim, domnule Dron, chiar vă mulțumesc. Pe baza la expertiza asta, ne-a deschis dosar penal nimic. Doamna Valentina, ajungem la dosarul penal pe numele dumneavoastră. Este adevărat că ați fi intimidat unii martori ai acuzării în dosarul soțului dumneavoastră, spre exemplu pe fosta dirigentă? Nu. Nu. Atunci de ce v-ați ales cu dosar penal? Vă spun că mi-a spus că ei s-au întreținut, că pe mine m-au anunțat că copilul trebuie să fie dus la expertize. Și eu le-am zis, copilul să nu iasă din pereții școlii fără de advocat. Și ei, pentru asta că eu am spus ca mamă, mi-am spus părerea mea, ei mi-a deschis dosar penal pentru că mi-a zis că s-a reținut, că eu le-am împiedicat. Și ei s-au deplasat cu o viteză mare ca să ajungă în timp ca să fac expertiza aceasta. Dar când te deplasezi cu o viteză mare, sunt camere, poți să ne arăte că au plătit o amendă oarecare, cu ce ocazie? Și eu le-am împiedicat lor și în tot aceea că eu le-am împiedicat, copilul a fost totuși dus la... Domnule avocat, vreți să spuneți ceva? Vă rog. Uitați, spună că copilul nu vroia să ducă la expertiză, în luptul capului. Asta până doamna au spus că eu nu i-am interzis sau interzis cu numai în prezența avocatului. Mi-a sunat mie din Italia și eu i-am spus că eu nu mă pot duce, femeie dragă, și nu sunt eu că să mă duc eu încolo și n-am nevoie. Eu am să mă duc, mă dacă am nevoie întrebări să spun. Dar eu n-am știut că îi trimis copilul la colegul meu, Alexandru Bodrug, avocat, al treilea avocat, s-a dus ca dovedit omul și s-a dus la Bodrug. Din cauza că el s-a dus la Codru, ca avocata inculpatului, și-a încercat să pun niște întrebări. Eu știu să participe la expertiză, la experimentul dat, la expertiza dată. Lui s-a deschis dosar penal. Și lui? Da. Și acum nu îi trebuie să-i puneți întrebarea asta. Întrebarea asta trebuie să-i puneți procurorului. Procurorul care nu este prezent aici, iar doamna fiind cu dosar penal, probabil poate să ne răspundă cel puțin, ea știe pentru ce i s-a deschis. El nu-și dă seama că el nu a făcut nimic absolut rău, că doar atât că i-a făcut în voie copilul său, că nu vreau să-l traumeze psihic. Și până la mea nu-i clar și cu dosarul la colegul meu. Doamna Natalia, pe minim o înlăturat. Deci și colegul dumneavoastră s-a ales cu un dosar, și doamna Valentina. Eu întrebam de doamna Valentina pentru că am înțeles că... Nu poate să vă răspundă, că el nu cunoaște așa ceva. A fost cumva acuzată despre faptul că am împiedicat. Împiedicați desfășurarea anchetei. Da. Da. Și totodată ați încercat să influențați martorii acuzării, da? Din câte am înțeles eu. Nu.
Ascultați-mă, eu îi apăr pe amândoi, pentru că eu știu, a fost expertiza făcută, copilul nu este atins. Pentru că după ce a fost expertiza făcută la Hâncești, copilul a ieșit expertul. Doamna Valentina, uite, v-am propus să treceți și testul la detectorul de minciuni. Corect. Ca să aflăm dacă spuneți adevărul, iar dumneavoastră l-ați acceptat. Da. În câteva momente vom afla rezultatele testului la poligraf pe care l-a trecut invitata noastră, dar nu înainte de a discuta cu psihologa Aurelia Balan, care la solicitarea noastră a realizat o expertiză psihologică a băiatului pentru a afla care din cele două declarații a fost adevărată, cea unde copilul a recunoscut că era violat de tatăl său, ori cea în care a spus că a fost forțat de polițiști să-și acuze părintele. O invit în platou pe experta noastră, Aurelia Balan. Mai întâi, vreau să te întreb ce părere ți-ai făcut în general despre starea băiatului. Cum este un el? Copil, cum l-ai găsit? Un copil frumos, ca toți copiii de vârsta lui. Eu am încercat să evaluez mai mult stima lui de sine care o are, cât de ușor poate fi ori nu poate fi influențat și manipulat, și cât de puternic ar fi sentimentul de adicție, de atașament pe care îl are față de unul sau de ambii părinți. Din nefericire, copilul are o stimă de sine foarte scăzută, este un copil plin de frică, e și de înțeles de ce. De ce? Pentru că trauma pe care el o trăiește, drama pe care el o trăiește deja de 2 ani, nu poate să nu lase anumite urmări. Mai mult decât atât, nevoile copilului la vârsta fragedă nu au fost suficient de mult satisfăcute și copilul nu are de unde simți acea siguranță și acea încredere în sine caracteristică pentru această vârstă, sau cel puțin un nivel care ar trebui să-l aibă la această vârstă. Deci, ca să înțelegem, a fost profund afectat de tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani? Nu că a fost, el este profund afectat. Și încă nu a trecut peste, nu a reușit să treacă peste Eu asta? Eu mă îndoiesc că el va putea să treacă în condițiile în care copilul este peste această situație. Atâta timp cât este închis tatăl său sau la ce atâta te referi timp cât, în condiții? Atâta timp cât copilul, cât tatăl său este închis, atâta timp cât mama luptă pentru mama nu este alături. Atâta timp cât copilul este într-o altă țară unde lui este dificil să se adapteze, să vorbească în limba lui, să aibă contact cu colegii. Apropo, iată, acest lucru noi nu l-am discutat, cumva l-am evitat. De fapt, v-am întrebat, doamna Valentina, da, imediat după tot ce s-a produs, v-am întrebat dacă l-ați dus în altă parte, departe. Că el nu locuiește acum în Moldova. Nu. De cât timp? De la 1 septembrie. Deci are doar câteva luni în care este plecat. Ați încercat astfel să-l protejați? Da. Dar nu stă cu dumneavoastră? Nu. Dar cu cine stă el? El stă cu fiul meu cel mai mare. Am înțeles, cu fratele lui. Ai simțit cumva, Aurelia, și stresul legat de această parte a poveștii, că, uite, el a fost rupt, practic, și de acasă, da, și din familie, da, da, lăsat fără cu siguranță, fără pentru că dragi. El are un nivel de atașament foarte sporit față de tatăl lui. E și lesne de înțeles. Tatăl, pentru el, a însemnat universul lui. El a crescut lângă acest om. Nu poate fi un om mai bun pentru el decât tatăl lui, indiferent de comportamentul pe care acesta l-a avut pe parcursul anilor față de el. Pentru că copilul cu asta a crescut. Ăsta este universul în care el s-a dezvoltat. El nu cunoaște un alt gen de relaționare. El nu cunoaște cum ar trebui să fie altfel, cum ar trebui normalitatea lucrurilor, cum ar trebui să fie. Aici vreau să te mai întreb. Nu cumva băiatul se simte vinovat pentru faptul că tatăl său este închis acum? Copilul se simte vinovat pentru faptul că tatăl său este închis și cea mai mare teamă a copilului este că tatăl său nu va ieși niciodată de acolo. El cumva asta a înțeles? Că tatăl nu va mai ieși? Noi am încercat trăiește cu acest gând? Noi am încercat să discutăm și să explică, chiar dacă își va ispăși pedeapsa până la capăt, el oricum va ieși după. Și copilul a spus, eu atunci voi avea 20 de ani. El nu va fi lângă mine cât eu voi crește. Cine va fi lângă mine
cât eu o să cresc. Nu a fost un exercițiu ușor. Dar spune-mi, te rog, de ce este mai mult afectat? De ce i s-a întâmplat, i s-ar fi întâmplat? Sau de urmările declarațiilor pe care le-ar fi făcut în câteva interviuri? Este greu să mă pronunț, pentru că eu nici nu m-am axat atât de mult pe situația care s-a întâmplat în sine, ci pe starea actuală a copilului. Pentru că nu am căutat să rememorez tot ce prin ce a trecut copilul. Mai ales că am și avut o înțelegere, că îmi povestește doar ceea ce vrea să îmi povestească. Dar atâta timp cât copilul, la momentul actual, se asociază sau... ultimii doi ani îi asociază cu spinii unui trandafir, putem să înțelegem, pentru noi e ușor să înțelegem cum se vede el în această lume sau cum vede el această situație. Spinii unui trandafir? Da. L-ai rugat să deseneze ceva? Nu, am încercat să asociem anumite lucruri. Niște asocieri a făcut. Și anume asta a animalul promis. Cu care copilul, mai ales pentru colegul meu, aceste lucruri vor fi foarte vorbitoare. Animalul cu care copilul s-ar asocia acum, în prezent, sau își dorește să se asocieze, să se semene, este leul. Pentru că leul nu se teme de nimic. Deci nu pentru că este un animal puternic sau că este impunător sau că el e în zodia leului, putea găsi oricare alte explicații, ci pentru că leul nu se teme de nimic. În același timp și vrea să taie pe restul animalilor. Da, și dar vrea să conducă. Ca structură, e un copilaș cu elemente extroverte. El are nevoie de societate, el are nevoie să comunice. El atâtea vrea să povestească. Deci nu este foarte închis în el, nu, de fire. Nu este un copil închis în el de fire. Dar statistic, cele mai multe cazuri de suicid care se întâmplă la nivel mondial, publicul spun că nu s-ar fi așteptat de la acești oameni să ajungă la așa ceva, anume pentru că ei erau foarte extroverți. De multe ori, această gălăgie a oamenilor, această dorință de a vorbi, de a gesticula, de a nu sunt nimic altceva decât un semnal de alarmă. Eu sunt aici. Uite-te și la mine. Cât de mult trebuie să-ți vorbesc, cât de tare trebuie eu să strig ca tu să mă observi. Sunt acei oameni care au continuă nevoie de atenție. Și e foarte lesne de înțeles că acestui copil aceste necesități nu i-au fost suficient de mult satisfăcute. Cum crezi tu sau la ce concluzie ai ajuns? Copilul a fost victima propriului părinte? Copilul este victima circumstanțelor. Ce înseamnă asta? Am înțeles. Da, este... adevărul practic este imposibil acum de-l stabilit. Da. În primul rând pentru că deci nu a fost o expertiză, nu am avut nici timpul, nici spațiu suficient și nici condițiile pentru asta și nici nu ne-am propus acest lucru. Însă este... un copil care a ajuns acolo unde poate nu ar fi fost nevoie ca el să ajungă. Dar ce ai înțeles tu, Alex? Hai să... Eu vreau doar o precizare. Noi am auzit-o pe doamna procuror care spunea că acest micuț și-a schimbat de poziție imediat ce a venit mama de peste hotare. A apărut coloana vertebrală, stâlpul, în care acest copil putea să aibă încredere. Băi, tocmai asta vreau să spun. Și, nivelul adică, lui de influență, abilitatea e destul de sporit. Deci doamna procuror încerca, ne insinua, ne spunea direct, de fapt, indirect, să spunem așa, că i-ar fi fost influențată de poziția de mamă, imediat ce a venit. Și mie mi-este interesant de ce doamna procuror nu a luat în calcul că exact. Inversul. Prima depoziție putea influențată la fel de mult și de polițiști. Da. Aici voiam să văd. Pentru că dumneavoastră ne-ați vorbit despre instabilitatea pe care o simte el și când stai să te gândești, de fapt noi vorbim despre o răzbunare, un război între rude, familii sau ce mai este acolo. Vorbim despre niște proceduri care nu au fost respectate într-un interogator, așa cum a spus și Natalia mai devreme, dar la mijloc este un copil, oameni buni. Și asta nu țin cont... Domnul Drum, nici judecătorii n-au ținut cont, nici polițiștii. Toată lumea joacă fotbal cu soarta unui copil. Corect. Eu, ca părinte, nu pot să tolerez chestia asta și explicați, vă rog, cum poate fi salvat acest copil, în primul rând, că după asta ne gândim și la felul în care a intrat tatălui în pușcărie și dacă merită să iasă. În primul rând, gândiți-vă cum poate fi salvat acest copil. Dumneavoastră sunteți experți. Eu...
plângea nopțile, plângea nopțile. Și mi zicea, mamă, haide mâine cu mine, eu mă duc să spun adevărul. V-am propus să treceți și testul la detectorul de minciuni. Corect. Ca să aflăm dacă spuneți adevărul, iar dumneavoastră l-ați acceptat. Fiul vostru a fost agresat sexual. Ce zicea băiatul dumneavoastră privind violul? El a spus că tata lui nu i-a făcut ceea ce a spus el. Toată lumea joacă fotbal cu soarta unui copil. Corect. Eu ca părinte nu pot să tolerez. La ce concluzie ai ajuns? Copilul a fost victima propriului părinte? Copilul este victima circumstanțelor. Cea mai mare teamă a copilului este că tatăl său nu va ieși niciodată de acolo. Vă reamintesc, Valentina este convinsă de nevinovăția soțului său, chiar dacă victima presupusă este chiar fiul ei. Femeia este gata să facă orice pentru eliberarea consortului, iar în această luptă s-a ales chiar și cu un dosar penal pentru că ar fi împiedicat cercetarea. Unde minte și când spune adevărul protagonista acestei istorii? Vor arăta rezultatele testului la poligraf pe care a acceptat să-l treacă. Vă invit să vedem cum a decurs acesta. Dumneavoastră aveți intenția să spuneți doar adevăr la toate întrebările ce am să vă adresez? Da. Testul cu detectorul de minciuni s-a petrecut într-o încăpere izolată, care nu are niciun geam și unde nu pătrunde niciun zgomot din exterior. Pe durata testului, în încăpere se afla doar Valentina și expertul poligrafist, iar întregul proces a fost monitorizat prin intermediul a 3 camere video. Fiul vostru a fost agresat sexual? Nu. Ați văzut momente când fiul vostru era bătut de tatăl său? Nu. Considerați că soțul Vasile l-a agresat sexual pe fiu? Nu. Încercați să duceți în eroare ancheta, deoarece vă este milă de soț? Nu. Ați amenințat telefonic fiind la Italia pe Solomon Ala? Nu. A influențat cineva pe fiul să zică că tatăl său este nevinovat? Nu. Considerați că polițiștii au fabricat acest dosar? Da. A spus sau nu adevărul Valentina? Răspunsul îl aflăm imediat. Suntem în legătură directă cu expertul nostru, Sergiu Baraga, care a efectuat testul la poligraf. Sergiu, bună seara! Ne auziți? Da, bună seara! Vă salutăm din studioul Vorbește Moldova. Vă rog să ne spuneți, Sergiu, cum s-a simțit doamna Valentina în timpul testului efectuat și cum a reacționat în general la întrebări? În timpul convorbirii pretestuale, doamna Valentina a povestit totul amănunțit. Era emotivă, pe alocuri cu lacrimi în ochi, povestind că fiul nu poate fără tatăl său și că este foarte milă de soț, deoarece cu astfel de dosar nu o duc deloc bine în închisori. Doamna Valentina a răspuns la toate întrebările pe care ei le-ați spus. Da, absolut la toate întrebările. Nu a fost nicio întrebare la care doamna Valentina nu a dorit să dea un răspuns. Sergiu, o să vă rog să rămâneți în legătură cu noi. Doamna Valentina, a venit momentul adevărului. Să vedem cât de sincer ați fost răspunzând la întrebările pe care vi le-a pus domnul Baraga. Așadar, la întrebarea dacă credeți că soțul dumneavoastră l-a agresat sexual pe fiul vostru, dumneavoastră ați răspuns nu. Și ați spus adevărul. Următoarea întrebare a fost dacă ați încercat să induceți în eroare ancheta. Răspunsul dumneavoastră a fost nu. Și cum arată testul aici? Ați mințit. A treia întrebare relevantă pentru noi este următoarea. Ați amenințat-o pe doamna Ala Solomon să-și schimbe declarațiile. Ați răspuns nu. Și de această dată ați mințit.
Dați-mi voi, vă rog, să vă explic un lucru, în două cuvinte. Și psihologul, și doamna asta, cum îi spune? Gheorghe. Solomon, da? Pedagog. Ce au făcut ele în timpul interogatoriului, oameni buni? Ele au asistat la, între interogatoriu și răspunsul dat de polițist. Ele au spus în fața instanței, câte judecător, că le-am întrebat pe una și pe alta. Cum a fost? Vorbea copilul, spunea că da, e că așa a fost, m-a apucat, m-a dezbrăcat și m-a... Nu așa. Polițistul vorbea și întreba atâta, da, confirmativ sau negativ sau nu. Și aici, doamnele, au stat la discuția asta. Exact asta ne-a spus și doamna Solomon între polițist și între polițist. Și aici scrie clar și în sentință, și aici scrie clar, și aici nu-i scrisul lor, și nu-i scrisul la băiet, la partea vătămată. E polițistul, oameni buni. Da, noi am înțeles asta, polițistul scrie prostiile este prin faptul, da sau nu, întrebând de copil. Asta e situația. E tare hitro, e foarte frumos făcut de cât polițist. Mai trebuie să mai poți face așa. Și ultima întrebare relevantă care v-a fost adresată. Fiul dumneavoastră a fost influențat ca să-și schimbe declarațiile în favoarea tatălui? Ați răspuns nu. Și la acest punct ați mințit. Sergiu, în concluzie, ce ne puteți spune despre test și protagonista acestei istorii? Da, vă spun la general toată concluzia. În urma discuției pretestuale cu doamna Șurubură Valentina, ce a durat aproximativ 90 minute, a analizei testelor poligraf și a comportamentului persoanei, s-a stabilit următoarele. Șurubură Valentina este încrezută în faptul că soțul Vasile nu l-a violat pe unicul său fiu. Șurubură Valentina nu a văzut nici când ca soțul Vasile să-l agreseze fizic pe fiul său. Șurubură Valentina nici măcar nu a bănuit, aflându-se în Italia, că soțul Vasile ar putea să-l agreseze sexual pe fiul său. Până se porni cazul cu violul, Șurubură Valentina nu a fost anunțată de faptul că soțul Vasile este agresiv și se comportă rău cu fiul său. Adică nimeni nu a telefonat-o să-i spune, iată, doamnă... Am înțeles, deci nu știa practic. Da. Șurubură Valentina cu adevărat consideră că dosarul soțului său este fabricat intenționat de către polițiști. Și ultima. Au fost stabilite modificări semnificative în reacțiile doamnei Șurubură Valentina la întrebările parvenite pe faptul dacă a încercat cumva să influențeze declarațiile fiului său și la faptul dacă a amenințat-o cumva telefonic pe dirigenta fiului său. Mulțumim, Sergiu, pentru aceste concluzii. Doamna Valentina, cum vedeți, acestea sunt concluziile la care a ajuns expertul nostru după testarea efectuată la detectorul de minciuni. Faptul că dumneiei a spus adevărul atunci când a fost întrebată dacă consideră, dacă consideră că dosarul a fost fabricat, i-a spus da și a fost sinceră. Cred că de aici și putem trage concluziile de ce a mințit la următoarele două întrebări. Așa arăta testul. Inclusiv acolo unde s-a spus dacă a încercat să influențeze fiul și așa mai departe. Eu nu pun la îndoială veridicitatea acestui test și nu cred că merită a fi pus la îndoială, dar felul în care poate fi interpretată nesinceritatea doamnei Valentina, eu cred că merită abordat în această discuție. Pentru că, da, a considerat de cuvință că dosarul a fost fabricat. Sunt foarte multe dovezi în opinia dumneei. Ok. Da, a discutat cu copilul cu siguranță și în momentul în care l-ați întrebat, ți-a făcut tatăl asta, ți-a făcut tatăl asta, evident. Corect, l-am întrebat. Înseamnă că i-ați mai spus, păi trebuie să mergeți mai departe, trebuie să mergem mai departe și să spunem că tatăl tău nu este vinovat. I-ați spus asta copilului dumneavoastră? El mi-a spus mie, haide amuia cu mine la miliție și să spunem. Dar eu i-am spus, de acum mai târziu, pentru că pe noi nimeni n-a să ne creadă. Asta el mi-a propus, plângea nopțile și mi zicea, mamă, haide mâine cu mine, eu mă duc să spun adevărul. Trebuie să vă mai spun ceva. Sentința de condamnare emisă de prima instanță pe numele soțului doamnei Valentina, acuzat de violul propriului fiu, a fost menținută cu anumite modificări neînsemnate, atât de Curtea de Apel, cât și de Curtea Supremă de Justiție. Dar, atenție! Pe durata examinării acestui dosar în cele trei instanțe, doi judecători au expus opinii separate. A pomenit despre asta domnul avocat ceva mai devreme și aici vreau să ne spuneți, vă rog, dacă cunoașteți
Cum și-au motivat cei doi magistrați opiniile? Și-au motivat la fel cum am spus eu, cu încălcarea flagrantă a prevederilor legii penale naționale. Știm că totuși, doamna Valentina, dumneavoastră mai aveți o speranță. Despre ce este vorba? S-a întors la rejudicare. Colegul meu mi-a spus astăzi, cu o oră înainte, cu două ore înainte să vină în coaș, mi-a spus că da, sperăm că o să fie totuși... Mai exact ce s-a făcut? O să fie achitat. S-a întors înapoi la rejudicare, pentru a rejudica... Mai exact plenul colegiului? Plenul colegiului, da, s-a întors penal al Curții Supreme de Justiție. Da. A casat deciziile anterioare și a trimis dosarul la rejudecare. Care instanță? În curtea de apel. După atâtea încălcări de procedură, după atâtea încălcări de drept... Eu ajungeam la explozie și ultima știre care ați dat, căr m-am ușurat. Concluzia mea era că dacă, indiferent, toate analizele care au fost făcute, toate expertizele care au fost făcute, toate hârțoile care noi am avut astăzi, dacă pe baza asta s-a pornit un dosar penal, s-a judecat și s-a condamnat un om, un tată, tata un fiu. Era extrem de grav pentru mine. Domnul avocat, nu numai dumneavoastră, mulți ca dumneavoastră faceți o greșeală fundamentală și aici am ocazie să vă spun. Poate greșeala fundamentală care ați făcut dumneavoastră și mă ascultați bine. Este că pe cazuri de genul ăsta mergeți pe procedură. Dumneavoastră ați pierdut toate potențialele care ați avut, că într-un fel, procedural, o să eliminați procesul prin eliminarea acele materiale de pornire și baza dosarului și nu v-au reușit și atunci s-a dus. Dacă strategie care faceați, țineați cont de altele, eu cred că rezultatul era mult mai bun. Dar sunt bucuros că la urma urmei dosarul s-a întors și eu sunt sigur și am certitudine că sistemul de justiție de astăzi este diferit în totalmente decât ceea ce a fost ieri. Și asta pe mine mă bucură. Este foarte complicat să întrevășit, sincer să vă spun, de cele ce am auzit, din simplu motiv că rolul principal aici îl joacă nu inculpatul, nu mama, acest copil. Și s-ar putea că, datorită unor greșeli din punct de vedere procedural inadmisibile, nu vreau să le repet, s-ar putea ca un violator să stea în libertate și acest copil să trăiască o frică toată viața și la vârsta 80 sau 90 de ani, fiindcă impactul pe care îl poate avea un act de abuz sexual asupra unui copil este greu de evaluat care va fi el în timp. S-ar putea, pe de altă parte, ca aceste scăpări de procedură neluate în considerare de către instanță să-l priveze de libertate pe o persoană care nu este vinovată și la fel acestui copil îi va fi furat universul în care el a trăit, cum a spus doamna expert. Drama o trăiește acest copil. Eu vreau să vă felicit pentru această emisiune și nu sunt cuvinte gratuite. Să mă explic. Eu cred că a venit timpul și această emisiune sper să fie un punct de pornire de la care noi ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de copii. Atenție! Plecăm peste hotare să facem bani, dar uităm că copilul nu are nevoie de bani, are nevoie de căldură. Eu nu condamn lucrul care le fac mamele care pleacă, sunt nevoite să o facă, dar le chem pe această cale să se mai gândească. Ce vreau să spun, de ce ar trebui să fie pornit un punct de pornire ca atitudine față de copii? Acest copil în cadrul acestui proces, de la prima fază, doamna profesoară, el avea nevoie de psiholog să fie asistat, avea nevoie să aibă un reprezentant legal. Procurorii, polițiștii au ignorat drepturile acestui copil și pe tot parcursul acestui proces nu i-au asigurat un apărător și nu este mama vinovată. Sunt vinovați procurorii, polițiștii și toată școala în care el s-a educat, când nu i-au asigurat o apărare cuvenită acestui copil. Și dacă noi nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm atitudinea față de copii, noi nu avem viitor. Eu sunt practic sigur, mai ales reieșind din expertiza medico-legală numărul 540
din 2016, că copilul dumneavoastră niciodată nu a fost violat sexual de cineva, inclusiv și de tatăl său. Anume din cauza asta eu vă spun laconic, scurt și clar. Luptați, 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 cum scrie în Biblie, bateți și vi se va deschide. Luptați! Și doresc, și vă spun sincer, anume faptul că dumneavoastră o să luptați pentru soțul dumneavoastră, va fi un exemplu cel mai mare și cel mai viu, nu banii, și nu chiar vă spun sincer prezența dumneavoastră, cum o invoc alții, dar anume exemplu că dumneavoastră ați luptat pentru libertatea tatălui său, o să fie cel mai mare exemplu pentru fiul dumneavoastră, o manifestare a dragostei și a iubirii, atât față de soț, cât și față de copil, cât și de cea familiară. Și baftă colegilor mei! Nu putem încheia ediția de astăzi fără a-l auzi pe protagonistul acestei istorii. Vasile Pavliuc, bărbatul care a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că și-ar fi agresat sexual propriul fiu, a vrut să ne transmită un mesaj. Haideți să-l ascultăm. Domnule Pavliuc, dar dumneavoastră nu recunoașteți vina. Nici odată, nici nu eram pe gând așa, dacă e copilul cu mine de la un an și două luni, el dormește cu mine și singur îl scaldam, îl lecuiem, îl ducem la spital. Peste locul el era mai mult cu mine. Mama când vine era ca străină. El te timp să lichie de mine. Domnule Pavliuc, dacă ați putea acum să-i transmiteți un mesaj, ce ați spune lui de fapt? Că îl iubesc și vreau ca și împreună cu mama, cu copilul și mai repede să răzbărească judecata nevinoția mea care s-a greșit, că dacă eu știu că nu-s vinovat, eu mă duc și peste locul, cum și l-am spus lui Valentina, că bate în fiecare ușă care se deschide între aceea și între. Că eu știu că eu nu-s vinovat și eu nu mă tem de nimic și de nimeni. Vom urmări cu atenție evoluția acestui caz și vom aștepta sentința finală. Vrem să credem că ea va fi una corectă. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.